Mații. Tânăra de 21 de ani din Satu Mare, care a ajuns la spital în comă după ce s-a accidentat grav în timp ce se dădea cu colacul pe zăpadă alături de alți doi prieteni, a murit azi noapte. Accidentul a avut loc în urmă cu 2 săptămâni pe un drum forestier din localitatea Negrești-Oaș. Cei 3 au fost trași pe zăpadă de mașina unui prieten care a băut înainte să se urce la volan. La un moment dat, șoferul de 26 de ani a pierdut controlul volanului, iar prietenii lui s-au izbit puternic de copac, un copac de pe marginea drumului. Atunci, în urma impactului puternic, un bărbat de 35 de ani a murit pe loc, iar cele 2 tinere au ajuns la spital, una în comă, cealaltă cu contuzii la coloană și la picioare.